Bună seara prieteni, bună seara și bine ați venit pentru o nouă emisiune sintetă a zilei aici la Radio Dinamo 1948 Sunt Ionul Zaină, mă bucur să fim împreună în această seară Alături de mine, colegul și prietenul nostru Sorin Badea Te salut Sorine, emoții pentru meciul de mâine? Bună seara Ioane, bună seara câinilor Pentru meciul de mâine nu, pentru ăla de poi mâine da Așa este, corect, nu știu de ce Dacă Bine, probabil o să avem ceva emoții și la meciurile de mâine că suntem direct interesați în mai multe partide. E dar adevărat, pentru suntem meci... interesați și în meciul celor de la Petrolul și în meciul dintre uh, celor de la Botoșani, Craiova. Avem tot soiul da. de interese acolo, dar evident pentru meciul de poi mâine, dacă e meci. Da, știi cum e. Degeaba, se împiedică, am mai spus asta, degeaba se împiedică ceilalți dacă noi nu ne facem punctele. E, practic, trec etapele și da. Noi nu acumulăm puncte și asta ne, ne împinge spre, spre o situație de criză în care nu mai ai voie să faci pas greșiți. Din păcate, aceste, aceste trei etape, în care noi am fost privați cu largul sprijin al fluierașilor și celor din camera VAR, de trei puncte, din punctul meu de vedere, puncte care, Ioane, ne-ar fi poziționat mult mai bine, am fi fost mult mai liniștiți. Evident că erau mai liniștiți și, și era altă stare de spirit. Avut alt... exact. exact, era altă stare de spirit în vestiară, presiunea era pe, pe alții, dar trebuie să demonstreze bărbăția, așa cum spuneai și tu și Cătălin, pentru că gata, ajunge cu joaca. Băieții ăștia trebuie să arate că, într-adevăr, cv pe care le-au în spate nu sunt doar o poveste încheiată, ci încă pot și trebuie să-și facă datoria pentru că primesc un salariu bun și îmbracă un tricou greu. Din punctul meu de vedere, mulți dintre ei ar trebui să fie onorați că poartă acest tricou, ținând cont istoria pe care o avem în spate. Sorină, ținând cont de salariul pe care l-au, ar fi trebuit să rezolve mare parte din ecuația rămânerii în Liga 1. Din păcate, nu joacă CV-urile, nu joacă salariul. O echipă are fluctuații de formă, am avut probleme de lot, culmea ultimile două meciuri. Fără probleme de lot, le-am făcut praf din punct de vedere al jocului. Evident că este o situație încrâncenată. Este o situație care ne ridică semne de întrebare, pentru că trebuie să recunoaștem, noi doi discutăm la pauză, la pauza meciului de la Oțelu și eram amândoi puțin perplex de ceea ce vedeam în teren de impotența fotbalistică, de modul în care am evaluat în acea partidă. Nu te-a mai sunat la finalul meciului, pentru că evident nu se, scăpa, nu se modificase nimic decât scorul în defavoarea noastră, în urma unei faze, evident discutabilă, pentru că se pare că avem și arbitrii foarte slabi, dar și arbitraje care ne de fiecare dată, pentru că greșelile sunt doar într-o direcție. Apropo, nu știu dacă ați văzut astăzi primul gol al celor de la Hermann, de echipă care conduce cu 3 la 0 la Arad, în fața Utei, și acolo s-a dat un, un penalti foarte, foarte ușor, foarte lejer s-a dat acel, acel penalti. Uh, Întorcându-ne la la meciul de duminică, Sorine, ce așteptări ai, ce, ce speri să vezi de la echipă? Îmi cer scuze, n-am văzut ultimul gol pentru că a trebuit să stim televizorul intrând în direct. Deci, în primul rând, aștept să văd, să văd un stadion plin. Cu câini și copii, cu cățeluși, plin. Ar fi, ar fi extraordinar. Pentru că băieții ăștia se pare că fără noi... Sunt cam cu, ca un om cu un picior jumate. Restul e proteză. Uh, și nu înțeleg de ce m-aș fi așteptat, exact cum spuneam mai devreme, ca cei care au experiență foarte, foarte mare în campionate puternice, să știe să mobilizeze restul echipei, să-i tragă după ei și, și să, ne impunem, să ne impunem în fața contracandidatelor. Acum, eu sper să, să vedem din nou acel Dinamo care în 5 etape a reușit să obțină 10 puncte. Deci, acel Dinamo l aștept pentru meciul de duminică. Știu că jucăm împotriva celei mai slabe echipe în acest moment din acest play-out, ca joc. Pentru că până și Botoshianiu, care este ultima clasată, joacă un fotbal puțin mai mai răsărit decât ei și asta s-a văzut și în meciul direct, unde au reușit unde au reușit să i învingă. Dar dacă și noi vom continua pe aceeași linie, cred că o să ne batem cu ei acolo la cele mai echipele cu cele mai slabe evoluții în acest moment. Eu sper să să fi fost doar o sincopă de moment și să trecem peste, peste momentele astea. Acum sincer, Ioane, mă uit și cred că sistemul ăsta pe care, pe care îl încercăm și pe care îl jucăm de, de la pauza de an este total nepotrivit pentru, pentru Dinamo. Pentru că este un sistem care presupune atacanți foarte mobili, atacanți care să aibă viteză, atacanți care să vină să intre în combinații. noi, noi nu avem așa ceva, cel puțin în părțile laterale ale terenului. Dacă îl muți pe Hakim în centru, atunci ar trebui să vină imediat cei doi atacanți să intre în combinații ca Hakim să poată ține de minge. Dacă joci cu Gregorio, ăla nu ține de ea că nu ține. Și atunci nu mai știi cum să o dai aici. Din punctul meu de vedere, eu cred că ai mers pe principiul acesta cu trei fundași, ținând cont de lentoarea unora dintre ei și atunci aveai nevoie de dublaj în permanență. Dar în condițiile astea eu aș miza mai mult pe un 3-5-2. Aș încerca, pentru că Ioane, scuză-mă, noi suntem cu cuțitul la os. Noi trebuie să devenim o echipă ofensivă care să urce foarte mult liniile și atunci dacă vei juca cu doi atacanți central să le fixezi apărătorii cât mai aproape de poarta lor, l-aș muta pe Milanov, l-aș lua pe Milanov de acolo, unde nu ajută cu nimic. Deci acolo Milanov este pur și simplu un jalon. Nu te demonstrează, Ioane. Viteză în are, moare imediat, pentru că încearcă să facă jocul unui jucător de bandă și nu poate. Deci nu poate. Se vede clar. e în minutul 35-40 deja e cocoșat. Și atunci l-aș muta acolo unde a dat cele mai bune rezultate atâta timp cât a jucat în campionatele importante unde a fost și l-aș muta ca mijlocaș central și a jucat cu el și cu Pavici în fața lui Gnea Și să Lăsăm restul echipei așa cum e. Amză sau Bordușan în stânga. O schimbare de la. Sorina, o schimbare de la 3-4-3 la 3-5-2 este ușor de făcut. și asta, azetată, spun. Asta, asta, trebuie, spun. asta am vrut să văd eu. Din păcate, n-am văzut-o a doua repriză a meciului de la Galați atunci când nu aveai nimic de pierdut, pentru că niciun 0-0 nu ne ajuta prea mult. Și dacă tot n a funcționat prima repriză, ar fi trebuit să schimb, pentru că este, ușoară, este schimbarea cea mai logică pe care o poți face în ceea ce privește sistemul. Nu poți să treci la un sistem cu 4, cum cer mulți, pentru că nu ai cum antrenând un sistem cu 3, dar poți să ai variații 3-5-2, 3-4-3, poți, să, poți să faci schimbarea asta. Acum totul depinde de copici, dacă o face sau nu, dar într-adevăr, noi încercăm să jucăm cu un Milanov care nu are ce căuta acolo și avem o problemă pentru că nu avem, nu avem atacanți pentru acest sistem cu trei, trei în față. Chiar nu avem jucători pentru profilul ăsta. Ar fi politic, dar ești defazat într-o singură parte. Exact. Da, și atunci uh, chiar ai o problemă. Da, și vezi, uite, Dorinel, după ce s-a fript, că l-am fript rău în meciul, în meciul retur din sezonul regular, când i-am surprins cu acest sistem și am omorât, el imediat a reacționat meciul ăsta. Și au venit și, practic, tu ai pierdut mijlocul terenului, pentru că Gnea Oren a reușit singur să facă față mijlocașilor oțelului, care au fost foarte agresivi și au, au dominat centrul terenului. Și de acolo au și reușit ușor, ușor. Pentru că, Ioane, să fim sinceri, oțelul nu te-a dominat. Oțelul nu te-a dominat. Oțelul nu, a fost o nu -a echipă care, care a pus presiune permanentă prin deplasarea jucătorilor în teren, prin organizarea jocului și atât. Ei, dacă stai să te gândești, au avut într-un meci întreg o ocazie dublă. Pentru că s-a. că au fost trase la Indigo. Au avut două ocazii în aceeași fază. Și în prima repriză și în a doua repriză. Identic. Și atât. E adevărat. Sorine, atât. ceea ce sperie este nimic. faptul că tu nu te-ai apropiat de poarta lor ne ai apropiat, Ioane, vrei să spun ceva? Puteai să ai 1 la 0, puteai să ai 1 la 0 liniștit, dacă domnul Hachim nu rămânea ca un stâlp la punctul de la 11 metri acolo, când trage Pavici la poartă portar ieșit, și el rămâne ca stâlp. Nu știu dacă. Pe păi mijlocul porții. Ioane era gol. Păi ce, n vă... Dar cum te Nu opresi? știu dacă a apucat să se ferească. Sau... A, nu, el nu, el nici n-a încercat să se ferească, pentru că el în momentul în care a pierdut duelul cu portarul, el a rămas înțepenit acolo. El dacă se mișca de acolo în momentul ăla, pentru că au fost câteva momente în care el se putea deplasa, Ioane, nu, el a rămas stâlp, acolo în mijloc. N-ai văzut că și s-a luat cu mâna de cap? Discuția este tardivă. Era gol, nu era gol. Ce este că noi am nu, avut... Nu, era gol pentru că în... ai avea un singur fundaș pe mijlocul terenului și la a că de-abia se retrăsese. Indiferent de situație, vorbim despre o oportunitate în tot meciul. O oportunitate. E prea puțin, sorin, prea puțin. Tu ai, tu ai, ai, ai atacat, ai ținut de minge prea puțin, ai pierdut centru, cum bine ai punctat. Ai pierdut centrul încă de la început și nu ai fost în stare să contracarezi deloc acest, uh, acest lucru. Da, Hai să uităm meciul ăla, urmează meciul nu, de mâine. Dar vreau, vreau să spun să... ca idee, Ioane, de ce. Pentru că ce se întâmplă? Multă lume a acuzat jocul cu portarul și a fost întoarcerea la Ovidiu Burc. Dar, fraților, dacă ne uitam cu atenție la meci, jucătorul purtător de balon nu a avut absolut niciodată nu, nu. ocazia să dea mingea în față nu numai de pressing, în mijlocașii noștri ofensivi nu îi ofereau nicio posibilitate de pas. Și atunci Correct. nu putea risca nici să dribleze, că nu e un jucător care să dribleze Gnia Ore. Și atunci a jucat la siguranță în permanență și mingea normal circula pe și central și ajungea și la portar. Din păcate, buba noastră acolo a fost politic, a fost mort. Milanov a fost mort. Și nu, de nu campuția. a venit nimic nici de pe bancă. Deci nu ai ce să aduci de pe bancă. Lotul în continuare, din punctul meu de vedere, Ioane, a fost construit extrem de prost. Avem foarte mulți mijlocași centrali în lot și nu avem absolut deloc mijlocași de bandă. O variantă ar fi să începi cu Amzer în stânga și să-l duci pe Bordușanu să joace pe poziția în care a debutat la Dinamo și pe poziția lui de mijlocaș dreapta. Ar fi o variantă. Dar acum nu știu ce să spun, ține yeah. de antrenor și nu. Așa aș vedea-o eu. Acum ține totul de copii și ține de modul în care vede jocul și cum îi vede la antrenamente, pentru că noi, e clar, avem dezavantajul de a nu-i vedea la antrenamente și de a nu-i cunoaște atât de bine în ceea ce privește potențialul și fizic pe care l-au în momentul de față și mental, pentru că și ăla contează și așa mai departe. Acum, întorcându-ne puțin, eu cred că jucătorii ăștia cu experiență pot face diferența în meciul de mâine și ar fi bine să se trezească puțin și sper că vor reuși să facă acest lucru. Și după timp, Billing, ăsta sper că l a prins bine. Sper că l a prins bine și vor învăța să tragă pentru echipă, să să se pune în slujba echipei, măcar atât, pentru că, din om, nu pare echipă în momentul de față. Uh, da, am văzut că buni Știți foarte bine la ce oră începem misiunile la noi. În general, anunțăm și dimineața, anunțăm și uh, seara. Uh, Știți programul nostru, foarte rar sunt schimbări și atunci când sunt, punem un anunț pe pagină. Ne pare rău să știți că, în ceea ce privește notificările, nu depinde de noi. Nu avem ce să facem. Încercați să dați un like la emisiune și cu această ocazie poate va ajunge la cât mai mulți din Amovis. Din păcate, se vede în cifre că nu funcționează notificările. Da, Adică, nu, pur și simplu, nu merg. Mie, eu am primit, de exemplu, la seară, cred că notificarea la o oră după ce s-a terminat emisiunea. De ce se întâmplă asta? Habar n-am. Sper să fie doar ceva o, trecător. Dar chiar nu putem să facem nimic. <coughs> da, sunt, oricum nu mai ajung notificările sau... Uh, deci, dacă mi mie vin da, notificările, Ioane. Da, sunt, uh, din păcate, la mulți nu a ajung, suri, nici mie, deși am făcut tot ce trebuie să fac, nu mi-ajung notificările, dar nu mai contează. Și eu știu orele, evident. Aș vrea să discutăm puțin, pentru că ați ridicat foarte multe probleme. Și Sorina a spus nu avem lot și așa este. De ce nu avem atacant? Oameni buni. Sunt momente când putem vorbi despre vinovați, sunt momente în care trebuie să căutăm soluții. Și uite, stăteam să mă gândesc și vreau să-i felicit din toată inima pe băieții de la DDB Lonița, care au reușit să aducă din zonă să convingă 100 de copii să vină la meciul de duminică. Bănuiesc că ei se ocupă de transport, de tot, și bravo lor, bravo celor de la Ialomița pentru că în momentele astea, să știți că lamentările nu ajută. Nu putem aduce jucători, nu putem schimba mare lucru, ăștia sunt cu, ăștia defilăm și nu văd rostul pentru care am căuta acum prin plină bătălie vinovați. Avem timp la sfârșit să vedem dacă dăm premii sau dacă dăm noielușe celor vinovați. Acum chiar nu este momentul să vorbim despre a cui e vina, a cui e vina. Nu ajută, nu ajută cu absolut nimic. Chiar nu ajută cu, cu nimic. Da? Și atunci lucrurile sunt cât se poate de simplă Dacă te focusezi pe asta, nu o să aduci niciun plus. Și nici nu poți schimba ceva. Evident că la finalul sezonului se vor face analize. Vom vedea ce a fost, cine a greșit, unde a greșit. Eu cred că toată lumea a greșit undeva în ecuația asta. Cei care au făcut lotul, jucătorii, conducerea, președintele și așa mai departe. Cu toții au greșit. Dar cu ce ne ajută acum ca să facem ce? Nu, cred că focusul este pe ceea ce putem să facem noi, iar noi putem să facem toate eforturile să. Ajungem la meci și să convingem oamenii să vină la meci. Vom avea timp să vedem cum stăm cu vinovații, unde găsim vinovații, ce s-a greșit, ce nu s-a greșit. Avem destul de mult timp în pauza competițională. Pentru că, evident, în privința vinovaților, nu vom ajunge niciodată la un numitor comun, dar va exista un, um, un raport. Acum tot vorbiți de UTA cu Hermannstadt. Am văzut prima repriză și am ascultat și comentariul și a spus comentatorul de acolo că au făcut cei de la UTA o mutare deșteaptă pe care au putut să o facă fiind meciul în, într-o zi de vineri. Au vorbit cu inspectoratul județean, au adus copiii din Câteva școli care aveau săptămâna altfel, săptămâna aceea în care nu fac școală, fac tot soiul de activități Și au reușit să aducă copiii care erau în săptămână altfel, să-i aducă la, la meci, din județ Dar vorbim despre echipa unui județ, Sorina, unui oraș, unui județ Este absolut normal să se întâmple acest lucru Acolo unde există o echipă pentru un județ, lucrurile funcționează diferit, cu totul și cu totul diferit Evident și din partea noastră știu că s-au trimis tot soiul de cereri către școli din sectorul 2, către antrenorii de la copii și juniori s-au dus la școli din sectorul 1, din sectorul 3 Au vorbit cu directorii de acolo, au transmis invitații și așa mai departe Dar lucrurile funcționează diferit în București, acolo unde sunt mai multe echipe și unde nu există o singură echipă pentru capitală Deci nu, nu putem să comparăm, este cu totul și cu totul uh, diferit da, noi nu avem nici măcar un sector 100% alb roșu, să spunem, ne permitem să mergem la un sector X pentru că sunt 100% ai noștri. Nu, lucrurile nu stau așa. Stau diferit și, din păcate, nu vom putea să facem ceea ce au făcut cei de la, cei de la Arad. Bine, nici nu avem cum că dacă jucăm pe arc, și sigur jucăm pe arc, nu încap șase mii de copii. Da? Cu tot cu adonți. Dar lucrurile acolo funcționează cu totul și cu totul diferit. Da. Chiar funcționează, chiar funcționează diferit. Și atunci, eu spun așa, îi felicităm pe cei care reușesc să facă eforturi, să vină, cum fac cei de la Ialomița și încercăm să înțelegem momentul. Încercăm să înțelegem că anumite lucruri sunt posibile pentru echipele din provincie, dar nu sunt posibile pentru echipele din București. Tot ceea ce sper este că acel apel care l-am făcut, pentru și acolo avem argumente, Am înțeles că marții judecă, să ne suspende această, această pedeapsă, Să se considere că am făcut deja această pedeapsă Pentru că nu suntem recidiviști, pentru că uh, nu am mai creat probleme în perioada asta. În acest sezon. În acest sezon. Uh, și atunci. Uh, am avea o șansă. Am avea o șansă. Chiar am avea o șansă. Să sperăm că. Um, că așa va fi. Uite, cineva spune în București că e haos cu școala altfel, la unii e săptămâna verde, la alții săptămâna vieții și la unii școala altfel. Așa este. În București este diferit. De asta nu vom putea niciodată să facem ceea ce fac cei din provincie. Acolo unde dacă vine un ordin de la prefectură în jos, ajunge mult mai ușor și se răspunde mult mai bine decât în București, unde este un haos total și unde fiecare sector are Autonomie în ceea ce privește programarea acelor săptămâni. Tocmai de aceea este haos. Sunt anumite școli care au un program separat și e dificil, foarte, foarte dificil și oricum vorbim despre o zi de duminică, Sorina, deci nu e cazul. Dar uh, sunt convins că, ținând cont de regulile pe care le știți și pe care uh, le-am discutat, uh, o să. Uh, suntem destul de mulți de data asta la stadion. Da, Ioane, știi ce se întâmplă? Pentru mulți, chiar și acești trei copii, e o problemă. Una la mână că nu și-au făcut, doi la mână că măcar probabil nu au nici niște amante să le împrumute copiii pentru după-amiază. Glumesc. Din punctul meu de vedere, Ioane, ok, clubul a încercat să să găsească o soluție. Eu dacă aș fi fost acolo, na, eu tu mă cunoști, eu sunt genul mai, mai radical și dacă tot tu, ligă sau federație cu comisiile tale mai ai judecat și mi-ai dat mie pedepsa la limita, la maximum impus de lege și nu m-ai iertat, mi-ai dat la temelie, m-ai încadrat acolo unde era mai rău, atunci eu, unul, n-aș fi dat niciun comunicat ca și club. S-a aprobat cu copiii. Eu ca părinte mi-aș fi, mi fi tipărit, mi fi tipărit uh, leg regulamentul, legea și cu legea în mână mă duceam la stadion și eram tare curios să văd cine mă oprea pe mine să intru în stadion. În momentul în care în lege scrie clar doar numărul maxim de copii care pot intra și în niciun caz numărul minim. Da, dar din moment tu ești mai. Radical venit, de, da, tu ești mai radical, de fel. Ioane nu dar. aveau ce să ne facă. Din punct de vedere legal, pentru că m-am interesat și eu, din punct de vedere legal nu aveau ce să ne facă. Ar fi putut să-ți facă mai încolo, de exemplu, dacă nu -ți acceptă, dacă nu-ți acceptă asta, ar fi putut să-și facă o ședință de urgență ei și să-i impună ei. Printr-o printr ședință de urgență, să-i impună un punct. În regulament și să schimbe, să spună ei un minim. Pentru că e o a așa... lor și așa, Sorin, este o aberație, dar cred că ai noști s-au gândit și la acel ultim apel pe care l-au depus și care se va judeca marți. Da. Și probabil în spiritul probabil că acestui da, și, lucru, și vor în spiritul aceea da, să nu. În spiritul acestui lucru să nu exagereze cu interpretarea da. legii. Da, pentru că este vorba despre interpretare. De Ioane, um... noi am făcut al doilea pas care îl facem în a demonstra buna credință. Primul pas a fost când la galați, clubul nu și-a asumat, nu și-a asumat uh, suporterii, doar pentru a se proteja pentru apel. În cazul în care s-ar fi întâmplat evenimente din fericire, băieții noștri au fost exemplari. Au fost exemplari, îi felicit. Ei sunt singurii care și-au făcut datoria cu adevărat la, la acel meci, sunt singurii care merită felicitări după expediția galați. Uh, dar. Clubul într-un fel s-a protejat. Acum clubul face încă un pas și își arată buna credință, mergând pe o limită de bun simț, cred eu, în ceea ce privește numărul de copii cu care, pe care trebuie să-i însociezi la stadion. Sper ca ei să vadă în sfârșit această bună credință a clubului nostru și să înceteze cu persecuția asta care, pe să care ne, o wow. să, ne, să ne relaxăm puțin. Îmi place cum vorbește domnul Maier despre ai că doi copii nu e mult, parcă vorbește de două beri, știi? Da. Doi copii nu e mult, adică. Domnul Maier, doi copii înseamnă foarte mult atunci când nu ai niciunul și când trebuie să roși pe cineva să-ți încrediteze copiii ca să-i duci la fotbal, la un meci de fotbal. Pentru că percepția nu a noastră a microbiștilor, a celor care nu sunt microbiști sau nu sunt din dinamobiști, este una deformată. Și să spună unde să-ți un copilul să te duci cu el pe stadion, ce vrei să vadă acolo, bătăi, înjurături și alte cele. E foarte greu, dacă nu sunt copiii tăi, e greu să convingi pe cineva, da. Iar în ceea ce privește doi copii, nu e mult, vă, citesc, vă dau aici citatul. Voi rasna cu unul, apoi cu doi. Da, adică stați ușor că nu vorbim de două beri Da, da uh. și mai mult decât atât, Ioane, gândește-te la un lucru Dacă am fi discutat de această problemă în vremea copilăriei noastre, garantat plecam de aici din spatele blocului și de la blocul vecin oh, plecam cu da. 40 de copii, 50 de copii Plecam cu ei, că părinții n-aveau nicio treabă părinții noștri Unde da. vă duceți? Pe stadion, bravo vă duceți-vă Corect, dar în ziua corect. de astăzi, când noi, acei copii care am crescut în spatele blocului, am devenit niște paranoici, să mă ierte Dumnezeu, dar am devenit niște paranoici. Pe mine, mama m-a la 10 ani cu cheia la gât și așa am știu, o să sară lumea, sunt domne, erau alte vremuri. Nu erau niciun alte vremuri. Am devenit noi mult mai paranoici și copilul să stea numai lângă noi, și copilul să nu se îndepărteze de mine, și copilul să nu iasă din casă. Nu mai văd copii jucându-se în spatele blocului, deși e spațiu imens. Acum au și parc și nu prea mai vezi decât cu părinții. Exact. Atenție. exact. E, e și, diferit, dacă te duci, și, dacă te duci, și cu copilul tău așa, îi vezi că și trag copiii de lângă copilul tău, adică foarte, niște ciudățenii, niște ciudățenii ăștia din comun. Și în general no, mă rog. știți foarte bine dacă sunteți căsătorit și aveți copil mic și doamna nu e microbistă, dacă îi spui că iei, dacă îi spui plec cu ăla mic la meci, se uită pe tine și îți face un scandal o grămadă pentru un copil, nu de un copilul la meci. Ce vrei mă să înveți acolo? Ce vrei mă să ajungă ca tine, că m-am săturat eu la asta? doamne, iartă -mă, Așa, oricum mai probleme și cu, și cu propriul copil să pleci de acasă să-l duci la meci. Adică, da, m-a distrat, aibă că doi copii nu sunt Ba da. Suficient de mult dacă nu-i ai, încât să, să. Așa. Redic, ne că opierim. Ne-am omorât cu bugetul, ne-am omorât cu primele. Deci, pe da, da, care cu bugetul și prim. Da, de deci ce el are două lucruri? Bătate. Se trezește Redic dimineața. Ioane, de dimineața. principiu are dreptate, așa este. Cum un buget, probabil de alt nivel, dar. Da, nu redic, ce că... ne facem? Că uite că avem un buget acum. Am, și am adus jucători la buget mare da. Și uite că ne tăvălesc ea da. cu bugete de 5.000 de euro. Ce facem, frățiorul meu? tot încearcă în fiecare emisiune de se trezește dimineața. Cred că nu spune tatăl nostru sau înger îngerașul meu ce spune el de dimineața acolo. Habar n-am ce rugăciune spune în cap. Nu mulțumește divinității că s-a trezit. Nu, nu, nu. Se trezește și spune un tip. Cât fi Ai că intru ăștia la nouă în emisiune și întreb de 10 ori cu buget. Că să-mi spună ceva. Acum de câteva zile a schimbat-o. Le-a amestecat așa, a făcut un cocktail. Se trezește dimineața și spune să-mi bag picioarele, ar fi prime. Bă, dar fi prime acolo nu știu că ori fi, habar n-am, n-am idee. Adică, habar nu am. Oricum, să știți că aberația asta, că sunt echipe care ne urmăresc jucătorii, da, sunt, dar haideți să terminăm sezonul, să vedem dacă vor rămâne în Liga 1. Dacă rămânem în Liga 1, Dinamo are opțiune pentru ei, pentru o parte dintre ei. Evident că jucători pe care nu poți să-i ții vor fi liberi să-și aleagă altă destinație. Dar nu înseamnă că deja se negociază de acum sau se discută de acum. Pentru că impresarii testează așa, apar tot soiul de informații în presă, uh, uite că îl vrea pe ăla și să se destabilizeze situația. Uh, adică, cum să spun, nu există o ofertă concretă. Iar începem ca atunci cu Ghezali, Uh, nici nu terminasem sezonul trecut și gata, pleacă în la rapid, la rapid, două rapidu' două milioane pe el. Păi cum? Da, nu dă rapidu' două milioane, pe un milion, mă, cât era, un milion? Doamne, ce bine ar fi fost, băi, Ioane, tu realizezi? Da, deci începem cu aceeași isterie. Bă, ce facem, băi, ce bă, băi, bă, dau pe ghezali. Să nu plece Ghezalii, să rămână Ghezalii. Nici vorbă păi, de pom. ofertă, nici vorbă de interes, nici vorbă de nimic. A trecut ghezali, un. Ghezalii, Dani, Gorca, da. to toată lumea era disperată să-i lumea... să pierdem. Să nu cumva să-i să pierdem. Și nu, 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 erau oferte. Deci, tot la fel, era isteria da, da, că era da. oferte. Bă, dar nu ne învățăm că de 10 ani se întâmplă același lucru, dar nu ne învățăm minte. Cum apare câte o chestie în presă, nu pleacă, au, nu pleacă, tu pleacă că ăla a venit ofertă, n-a venit -a, nicio ofertă, relaxați-vă, calmați-vă. Știu e că mai era, mult o decât perioadă... John. Scuze, ideea, era o perioadă. Scuze, terminați ideea. Era o perioadă, era când era negoiță, la un moment dat apărea un presă oferte peste oferte și el a să-i dea și nu venea nicio ofertă. Deci chiar vrea să-i dea și nu era, era pauză de oferte și oamenii prin comentarii și om, că pleacă ăla, pleacă ăla, se duce ăla acolo, se duce. Pă, cum să spun? Evident că ceea ce s-a întâmplat la Dinamo acum 2 ani s-a întâmplat cu toate echipele care au retocadat din Liga 1. Nu, Osmane, nu numai noi am avut experiență. Da? Toată lumea are experiența asta. De la Chindia au plecat o grămadă, de la toate echipele care au retocadat pleacă jucătorii care nu vor să evolueze în Liga 2 și cărora clubul nu poate să le permită salariu sau un salariu prea mare. Să știți că un jucător dacă retocadează nu se va duce în club și va spune Vă mai ai dat până acum 20.000, dar uite, o să joc anul ăsta pentru tine cu 5.000 de euro. Evident, va pleca. Ești de acord cu mine, Sorină? Foarte corect. Și de asta da. aș duce ideea mai departe, Ioane, pentru că am observat eu adevărată isterie cu faptul că jucătorii în acest moment, gata, toți au oferte și de asta nu mai vor să pună nici piciorul la minge și nu se feresc. Și da. Fraților, nu uitați că marea majoritate a acestor jucători pe care noi i-am adus, chiar și Darko, care are o anumită calitate... Au avut șase luni și mai mult, fără nicio echipă. Șase luni și mai mult. Pe Milanov, cred că l-am adus de la pensie. Dar, cu la fel, nu mai jucase, plecase de la Arab de nu știu când, nu jucase nicio echipă, deși, fi, da, deși a fost liber de contract și l-ar fi putut în regimenta, nu l-a luat nimeni. Eu nu cred că acești băieți, dacă, Doamne ferește, Dinamo retrogradează, ceea ce nu cred sub nicio formă. Băieții ăștia de mâine au 10 oferte fiecare în față. Da, stai puțin. 10 oferte. Nici, nu, nici nu e să spui, bă, au jucat la Dinamo de au rupt în două, au rupt în două și dintr-o dată curg ofertele. Adică, bă, da. am la la pentru că ei al șapte nu puteau. Da, ajungem, nu, la... ajungem la isteria cu Ghezali, adică de acum un an de zil. Da, adică, tot timpul ajungem la chestia asta, dar nu ne învățăminte. Cum citim o informație în presă, cum da. Păi, păi, dacă ne luăm după ce vorbesc în presă, gândiți-vă că țără, a aruns, când a plecat de la Dinamo, a spus, da, sigur că da, am două, trei oferte. Și săracul nu mai joacă decât prin baie și prin bucătărie. Da. Și, vrei adică, să, adică... vrei să spun ceva, cred că era mai bun ca Greg. Da. Uh, uh. acum, dacă vom rămâne în Liga 1, și eu cred că vom rămâne în Liga 1, vom vedea cine va rămâne, ne dorim să rămână, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă rămânem în, în Liga 1, trebuie făcută o curățenie destul de serioasă în lotul ăsta. Adică, da. foarte serioasă. O curățenie de-aia, de în care vii cu mătura, vii cu fărașul, vii cu. Dar, mă rog, nu o să discutăm despre asta acum. Ceva acum. gen de -a mircea? Ceva da. gen de mircea, sincer. Da. Bine, acum nu acum sunt cei mai buni, Ioane. Deci sunt cei de mai acum buni. Sunt cei mai buni. Ce? Acum nu avem. Pești, țineți pe toți. Pe toți. Au contract Da, da. păi bineînțeles. Lângă ei vom aduce să întărim echipa, dar nu, ei rămân toți. Exact. Asta. Exact. Adică nu avem ce să facem Deci nu discutăm despre asta acum, acum sunt minunați. Și nu, în privința vedeți voi, noi toți spunem. Ne trebuie om de fotbal, ne trebuie om de fotbal. Da, ne trebuie om de fotbal, dar un om de fotbal îți va veni la vară, nu-ți venea acum un om serios. Asta dacă nu vrem să aducem așa pe genunchi. Pentru că există două categorii. Uite-te la antrenorii din Liga 1 când îți pleacă. Știi că sunt anumiți antrenori care acceptă orice fel de situație la o echipă și se duc acolo. Da? Genul de antrenori care săraci știu că 90% din sezonii nu au angajamente de Liga 1, nici nici măcar de Liga 2, și când prind o echipă care și-a schimbat șase antrenori, se duc și ei. Nu vorbesc nici de proiect serios, nici de ideea de a rămâne, nu, măcar nu se gândesc. am prins și eu un angajament de două, trei luni. Da, vezi, dică, vezi, sunt multe cazuri indicate, foarte multe cazuri. E, un antrenor serios, dacă îți vine, foarte rar, decât dacă îți vine la o echipă puternică, cum are, uite cum e Dan Petrescu, da? Dar vine la CFR, o echipă care nu riscă nimic în momentul de față. Ratează sezonul, dar și poate construi următorul sezon. A, oamenii serioși vin când au șansa să înceapă un proiect, nu să se spargă totul în capul lor. Eu vă dau un exemplu. Venea Lupescu acum cinci etape la Dinamo. Am dat un nume, da? Lupescu. Și lucrurile nu mergeau bine. Câți crezi, câți crezi, Sorine, că l-ar fi, uh, um, pe Lupescu în momentul de față? Și ar fi reproșat că, uite, bă, a venit și ăsta și nu face nimic. Nu știu dacă pe un nume ca un Lupescu l-ar fi înjurat, dar să știi că eu, din punctul ăsta de vedere, am altă opinie. Oarești să-ți explic și de ce? Din anul, mod normal, ar fi trebuit să caute un director sportiv de calitate, un om bine pregătit, un om care să știe să-și asume o situație din vară, indiferent de ce să-l aduci, ca el să aibă timp până la începutul sezonului viitor, indiferent. Deci eu m-aș fi gândit la asta indiferent dacă continuăm în Liga 1 sau nu. Un om care să, să poată să-și facă temele și să nu fie surprins de nimic. Adică l-aș fi luat și îi spuneam, din momentul ăsta tu începi să-ți faci temele pentru la var. Eu știu că și, te gândești, discutat... și te gândești la două variante. Acum, mergem mai departe, dacă tu vei căuta abia la sfârșitul sezonului un director sportiv. Știm foarte bine că vom avea o pauză competițională extrem de scurtă. Uh -huh. Și atunci, până îl găsești, până îl semnezi, până începe să-și întindă antenele pe care le are, să-ți să facă lotul în funcție de bugetul pe care îl oferi, atunci Dinamo va, va avea din nou o campanie îndoielnică de vară. Eu l-aș vedea. Bine, poate nu acum, dar cu o lună jumate, o lună, o lună jumate, înainte de finalul sezonului, de fapt ce zic eu o lună jumate, că nu, cam atâta mai avem pe tot. <laughs> da, spune Ioane, când mai rămân, rămân 3-4 etape și vedem exact am cum ne scăldăm, omul la care ar trebui să fie din vară ar trebui deja adus în club. Pentru da. că, îți repet, mă rog, aici, dacă rămânem aici în liga întâi, aici, dacă, dacă aici. te duci în liga a doua, Doamne ferește, dacă te duci în liga a doua, Doamne ferește, ai timp până în octombrie sau când începe Liga 2, că nici nu știu. Ai timp. Cam așa, așa dacă nu? Dacă te duci, da, Sărină, da dacă, eu, dacă rămânem în Liga 1, cum discuții, vom rămâne, da, atunci ai un... nevoie rapid. Din câte știu eu, s-au făcut discuții și oamenii au anumite contracte până în vară. Vom vedea. Până la finalul sezonului. Discuțiile știu că sunt. Sunt destul de înaintate, ca să spun așa, dar cu oameni care în vară devin liberi. ce? Dacă pe ei vrei, te să aștepți după ei. Nu poți să-i aduci înainte de a termina contractul. Corect. Este, bine este bine. evident. Da? Adică lucrurile sunt cât se poate de clare în acest uh, sens. Iar ceea ce ai spus tu este corect. Dacă domnul perește retrogradăm, și o să văd pe domnul Alex Drugă nu știu ce are, dar cred că are chef de bere, că a scris că nu avem echipă, suntem de bere. Nu. Bem și o bere, după ce rămâne. La uite, în seara asta nu-i zic nimic lui domnul Drugă, pentru că a fost aici cel mai drăguț de pe chat, că mai devreme m-a întrebat, dar tu, că, că, vorbisem de adunatul copilor din spatele blocului, dar mm -hmm. câți ani ai tu, băi, Sorinache? Domnul Drugă, pot să vă spun că am depășit jumătatea de secol. Asta, și nu vă spun mai, dar am depășit domnul, jumătatea de secol. domnul, domnul Drugă, că, cred că sigur s-a lovit o drugă. <sum> -o dar nu, eu, eu îi mulțumesc, că pentru ajutări. că, îi mulțumesc pentru că mă vede și mă crede tânăr, tânăr. Bine, da, da, da. bravo, domnul Drugă. Vă mulțumesc <laughs> foarte mult. Da, Favoritul da, e... meu de pe ceată în seara asta mi-ați făcut cel mai frumos compliment. Vă mulțumesc. Da, e omul care a cedat. El a cedat de mult. El crede că nu mai e nicio șansă, că s-a terminat tot. Omul a cedat pur și simplu. Continuă cu Da. Și cum erau alții, plăcut. cum erau alții și anul trecut, Ioane. Că nu prindem playoff, ah, da, că da, nu avem fă nicio fără. șansă cu argeșul, și după de care supăiau da. mai rău ca mine, pe gazon, pe acolo, pe la mioven. Nu mai aveam loc de ei. Da. Uh... Am văzut imagini de la RA, sigur nu a fost un adult la doi copii, a fost un adult la maximum, minimorum, la minimum, minimorum cinci copii. Nu înțeleg ce ne transmiteți acolo. Da? Da. da? da. Am înțeles, Redic, că spui de prime. Tu crezi că primele salvează. Am înțeles că au prime de obiectiv și primele de obiectiv sunt destul de sănătoase. Adică tu ce spui, în afară de primele obiectiv să le mai dai și primă pentru fiecare meci? Adică, pentru că eu așa știu că se dau prime de obiectiv și primele de obiectiv le-au trecut în contract. Da? Nu, acum, în general deci, să le trebuie. dau primă ca să-i bată pe Iași, hai pe bune. Da, deci, da, păi ai Îți Dar un salariu care ar trebui să-i bați pe Iași, ar trebui să-i distruși pe Iași la salariul da. care îl dăm unora dintre ei. Da. Sigur că primele motivează, evident că primele motivează Dar știți cum e, dacă ai primă de obiectiv trebuie să te chinui să -ți... Și de-asta sunt și agitați, de-asta sunt și nervoși unii dintre ei Pentru că știu că dacă pierd meciul, nu o să-și atingă prima de obiectiv da, E cât se poate de simplu da? Ioane, așa este, ai dreptate, sincer spun Deci pe mine uh, m-a șocat cum arăta Agnia Orel la finalul meciului. Deci nu, era, nu arăta un băiat dezinteresat. Deci băiatul ăla era împietrit, avea o față împietrită, au avut ăștia un prim plan pe el. Deci era împietrit. Da. Da, Vă spun că, că, că. Nici, ei, nici, ei, nu înțeleg ce se întâmplă cu ei, probabil. Nu, nu, nu da, le iese. sper, să, se scuture de, de mm. nenorocerea asta. Și o victorie cu Iași. Dar aș vrea o victorie Ioane cu Iași care să-i libereze. Deci, n-aș vrea vorba atac, și cum vorbești cu Cătălin, nu, 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 zero de la chinuit, să nu jucăm nimic. Nu. Aș vrea o demonstrație de fotbal, să le dăm 4-0, în 3-4-0, ce n-am dat noi nimănui în acest campionat, și să-ți meargă jocul, să prindă încredere în jocul lor. Da, uh, asta mi-aș dori de eu nu la meciul de, meci de, de Nimeni nu-și dorește retrogradarea, doar că defetismul ăsta a urlat, că de asta m-am luat de domnul Drucă, mai și scria cu multe litere așa, de parcă la noi. Am înțeles. Omul are problemă. La 72 la 0. Ei, nu, chiar 72, dar 70 la 0 e ok. Da. da, păi da -asta asta spun. putem spune după aia ca Hagi. Noi am dat multe goluri, dar nu prea multe au dat și goluri, dar nu așa multe. Da, da. Mai puțin, multe da. Da. Da, mai puțin da. multe, da. da mai puțin multe, da. dar mai puțin multe, da. Sărină, eu ce vreau să văd, vreau să văd curaj din partea lor și din curaj din partea lui Copici. Și vreau să văd că ne ducem peste ei și îi presăm, că ne creăm ocazii, că ne creăm oportunități, că ajungem în poziții de finalizare. Nu vreau să mai văd teama aia teribilă de fotbal. Aia m-a speriat și m-a îngrozit foarte tare. Și să știți că am fost cu toții șocați de acel, de acel meci. În minte, a doua zi, m-am întâlnit cu Cătălin și cu. Dan și le-am zis inițial, Bă, vă rog eu frumos, a doua zi după meci, Dan Geraniuc, astăzi nu vorbim despre fotbal. Nu vreau să vorbim despre Evident că am vorbit despre meci la un moment dat. Nu știu cine a mai venit, iarăși am vorbit puțin despre meci. Dar toată lumea șocată, pentru că eu nu simțeam nevoia să nu mai discut nimic despre acel meci, pentru că simțeam că mă enervez și mai tare. Da? Um. Și atunci, nu, este cât se poate de clar că suntem într-un moment greu și probabil de aceea a fost făcut și acel team building, care în mod normal nu avea ce căuta acum dacă lucrurile mergeau bine la echipă, Sorin. A, clar, fără discuție. Și e bine un pic să-i scoți, să scoți din tensiune. Chiar e ok, pentru că se acumulează foarte multă presiune. Vezi, de asta am spus eu ce bune ar fi fost punctele alea nefurate de, de domniei arbitrii pe care nu regret nicio secundă cum i-am făcut în emisiunea cu, cu Ioan, cu Ciucudean. Deci nu regret nicio secundă și nu-mi retrag niciun cuvânt. Nu vreau să le repet, deși stau pe buze. Dar sincer, Ioane, nu vreau la meciul cu Iași să-l văd la centru pe Găman, la o tușe unul de la Botoșani sau nu știu unde. Deci nu poți să-mi pui la var un arbitru din voluntari și la tușe unul din Iași la, un me la, me la meciul de la Oțelul Ioane, pentru că ăla din Iași te-a oprit în prima repriză două acțiuni promițătoare de atac în care jucătorii noștri au scăpat spre poartă în situație foarte bună de atac, pentru că fusese o pasă în spatele liniei de apărare și el ridică fanionul. El ridică fanionul de două ore ronat. Da, Domnul fost... din Iași Ioane a deci crâncea, domnilor crâncea, de la crâncea. Exact, exact. Deci nu se no, poate să și ne faceți așa. am zis, vreau să vreau să uit ultimile două meciuri din toate punctele de petere. Și al prestației fotbalistice și al arbitrilor care efectiv în ciuda prestației noastre catastrofale ne-au furat patru punct, trei puncte, 3 puncte. Ne-au furat trei puncte și e trist, e foarte trist ce se întâmplă. Și uite, tot, toată lumea îi urează la mulți ani Red la mulți dacă e ziua ta, dar nu și o întrebare. Ai, cât ai bugetul pentru ziua ta și de ce nu faci 500, și dacă ai primă pentru ziua aia? Da, Redix, să știi că n-am simțit că e ziua ta. Da, nu. am și tu ceva că... la București, să știi, nu e da. problemă, există curier. Da, evident, există un curier, trebuia să trimiți. Acum știi cum e, nici n-ai avut buget de ziua ta, că nu s-a simțit, n-am văzut nimic. Da? Nici vreo primă ceva să zici, uite, vă trimit și eu două sticle de ceva acolo. Nu, nu, nu s-a simțit nimic. Zic, nu. Dar cred că dacă vei buget mai mare, rezolvai și primă. Păi da, primă, că ne-a copiat cu primele. <laughs> da. Noi vrem doar cinste, primă nu vrem. Prim, cinste. Prim, nu primă. așa ne place. Să simțim da. că e ziua lui. Exact. Dacă ne-a luat așa cu vă aștept, nu mă înseamnă că n-ai buget. nu avei buget acum. Vești, vezi, ce se întâmplă fără buget, e trist fără buget. Da? Dacă Ioana avea buget, are... venea deja de azi la București, ne omenea, nu? Și duminica mergeam la meci împreună. Da. Cu copii, cu copii, copii. Ioan, are mister copii care pregătite mai multe sisteme de joc sau este doar acest 3, 4, 3? Habar nu. Nu știu să spun, pentru că uh, pentru asta ar fi trebuit să asistăm la antrenamentele tactice. N-a fost cazul în Turcia, deși am văzut câteva idei pe care le vedem, dar erau idei de deschidere a jocului, de dezvoltare a jocului, în niciun caz de așezare în teren. Bănuiesc însă că orice antrenor a pregătit două, trei sisteme. E adevărat, e axat pe unul, dar în timpul jocului s-au mai schimbat acele sisteme. Pentru că acest sistem e foarte dinamic, Ioane. E un sistem extrem de dinamic și este un sistem care dacă echipa joacă în bloc, dacă echipa se deplasează în bloc, ai o echipă scurtă, cum se spune, este un sistem foarte bun. Tu vezi că la fiecare meci, și după meciurile astea ratate cu petrolul și cu oțelul, omul a spus un lucru, le-am cerut să joace între linii, le-am cerut să joace între linii. Ce presupune asta? Acea mobilitate, mobilitate. de care vorbeam eu, ca atacanții, atât cel central și cât cei laterali să vină și să ofere opțiuni de pasă mijlocașului. Doar cu pavicici, nu putem face nimic, pentru că Dorinel Munteanu asta ți-a făcut Ioane. Ți l-a blocat, pe blocat pavicici pe cu, Pavicic, cu Teieș, l-a da. blocat cu Teieș și la revedere. S-a terminat, tu n-ai mai avut cu cine să construiești. Da, pentru că nu ți-a mers nici politic, nu ți-a mers. Ai, e, politic da. mort, Milanov mort. Și aia, asta este. No. Dar în principiu, dacă, dacă băieții ea și-ar face jocul Milanov, pe care îl văzusem și eu cu toți băieții de acolo de la tribuna a doua, vorbeam, zic, băi, ăsta în momentul de față, cred că este cel mai bun jucător de la Dinamo, chiar peste Pavicici Pentru că a arătat foarte bine în primele meciuri. Intra în da, combinație, imediată a drumul la pas. Mai Acum are o problemă. Mai are slayt. o problemă. Mai are o problemă, Sorine. Pentru că noi vorbim de Milanov aici. Fii atent. Că iarăși. Spun lucruri pe care nu vreau să le spun. Problema mea nu e nici la PAVI, nici la Milanov. Problema mea este la Moura și la bordușeanul respectiv Amzar. Să spun de ce. Ei ar trebui să le libereze pe Milano, ar trebui să le libereze Moura. Moura e cel care trebuie să le libereze de om. da? Foarte mo ce zici. Moura ce îmi face? Moura îmi rămâne proțăpit acolo, că el disciplină tactică are cât are și Amzar. da? e un amzar mai cu experiență în privința asta, a disciplinei tactice, da? Este aceeași disciplină tactică și uite-te la ei. Amzar sau Bordușan, Bordușan nu urcă când trebuie să-l să delibereze pe politic și atunci politic este mereu înghesuit. Milanov nu așteaptă să fie înghesuit pentru că are mai multă experiență, dar el ce face? Coboară și joacă scurt în spate. Pentru că el tot așteaptă să urce banda aia. Problema noastră este că benzile noastre nu urcă cum trebuie să facă. Asta este. Și tu nu ai, tu degeaba da. ai oameni și oameni l-am dat, uite-te centrările, Ioane, tu n-ai calitate Ei, la tu nicio Tu Tu centrezi, centrar. tu centrezi, tu centrezi, dar sorine, măcar să văd că din 20 de centrări ajung două, dar tu pentru că ăia doi sunt proțăpiți acolo, că nu respectă nimic din sistem, că mă apucă dracii acum, da, că mă apucă dracii acum, uh, nu Domnule, nu spuneți care interdicție tactică, pentru că tactica lui este să urce. Când, co când coboară exact. amzar, trebuie să urce el și invers. Nu vreți să știți, de... domnule cum urlau, nu vreți să știți cum urla copiii la el-meci la da. cu petrolul să urce, nu vreți să știți. Da, păi, Milanov nu stă în dreapta, pentru că nu urcă nimeni să-i facă culoare și atunci sunt doi contra unul, care îl blochează mereu. Exact. Și noi exact dăm afacentăm. vina pe ei, și spunem că sunt morți în cadă și spunem că nu joacă nimic, când de fapt ei ajung tot timpul în postură 1 la 2. 1 la 2. S-a întâmplat cu oțelul, s-a întâmplat acum. Gândiți-vă că golul care a venit cu petrolul a venit exact când a urcat Moura, care de obicei nu urcă. Dar mi urcă o dată pe meci, când el trebuie să fie piston, el și celălalt. Fiecare când urcă unul trebuie să coboare celălalt. Două domne, iartă da. că e elementar. Și ne luăm de băieții ăștia și normal că își reproșează în vestiar. E firesc că și reproșează în vestiar dacă unii nu respectă disciplina tactică. Adică să mă ierte Dumnezeu, n-am vrut să vorbesc despre lucrurile astea. Că -am nu ai vorbit foarte bine. Ce ai spus, Ioane, este perfect, adică este perfect și este da. adevărul pur. Pentru că știi ce se întâmplă? Sistemul ăsta de joc, ai nevoie. băieții ăștia doi, unul vine din mijlocaj dreapta, dar fiind fundaj stânga, lui este frică să-și părăsească postul, pentru că e un post greu, el săracul e mutat acolo, n-am înțeles, ok, a dat, a dovadă la un moment dat că poate un pic să miște acolo. Dar vezi, sistemul ăsta de joc ai nevoie nu de fundaș. Moura este un fundaș pur, un fundaș dreapta pur. El nu poate să-ți facă toată banda aia dacă nu are un mijlocaș dreapta și să joci alt sistem. Deci să joci cu totul și cu totul alt sistem de joc. Da, el, el, trebuie să. Deci eu am văzut. E, acolo ai că nevoie de un om să fie exact mai spus tu piston. Ăla trebuie -ai să. Nevoie, ai nevoie de, do de două pistoane. Ori, tu ai jucat, foarte rar au făcut ceea ce trebuie să facă. Da? Foarte rar au făcut ceea ce trebuie să facă. De asta nu sunt supărat pe Milanov, nu sunt supărat pe Pavici, nu sunt supărat pentru că, Sorina, ce am făcut noi? Ne urcând ăștia și ne, ne, desfăcând jocul, noi am înghesuit în centru. Din punctul meu de vedere este o greșeală, dar poate mă înșel. Nu sunt antrenor, repet. Una aici, un, o mare semn de exclamare. Dar cât fotbal mai văd și eu? Păi tu ce faci, mă? Tu joci cu Gregorion în centru, care ce se face? El nu creează culoare, el doar se întoarce în centru cu om după el și îți aglomerează centru în condițiile în care benzile nu ți urcă. Păi în momentul ăla tu, nu mai, tu ești blocat, Sorină, de la, de la vestiare ești blocat. ești blocat mijlocat și central și mai tare dacă aduci și fundașul după tine, îl exact. aduci tot în centru. Pentru logist, că la un moment la dat, în, 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 disperare de cauză, urca băiatul ăsta pentru care am tot respectul, Belkovski. Urca el. Da? Adică eu nu spun că Moura nu poate să urce, spun că nu face suficient de mult. Nu spun că Bordușanu nu poate să urce, spun că nu o fac suficient de mult. N-au disciplina asta tactică. Dar nu ne-am pus pe copici. Până la urmă, eu știu ce le cere copici. Mă pun puțin pe ei. Bă, treziți-vă puțin și nu vă mai fie frică, pentru că asta a urcat nu atac ține și de frică. Ești de acord cu mine, Sorină? Da, clar. Ține de frică și nu le spune copiii nu respectați ceea ce am făcut la antrenamente și ceea ce am văzut și noi în vară că fac. Păi în vară când nu aveau adversari în față erau pistoane și le tot spunea să urce să coboare, să urce să coboare, să urce să coboare. Dă-o doamne iartă-mă. Nu știu dacă ai observat, dar pe început de meci când începusem bine cu oțelul și am pus puțină presiune, atunci când am avut perioada aia de aveam 70% da. de posesie și n-a fost doar posesie defensivă, la un moment dat urcând liniile... Pavicici, i-au luat pe aia 3 la mână Știa, a fost faza aia, secvența aia de a dribla 3 da, da, da. Așa Dacă tu îl duci pe Pavicici acolo Pavicici poate risca să-ți și Să scoate om din joc Dacă nu, ți se întâmplă Povestea Fabrinii Adică, Pavicici îți pleacă de la mijlocul terenului Și în cazul în care Îți driblează pe primul În secunda a doi da. va fi jos Foul că Pentru că, că asta face rogă. oțelul Și alte echipe să știți, domnul Robert, că aici nu e vorba că vor să-l sape pe copii sau că nu-l ascultă Nonică. Jucătorii și-au dezvoltat niște automatisme În febra jocului, să știți că de multe ori ei fac ceea ce au învățat de mici sau ceea ce știu să facă Nu mai respectă atât de mult indicațiile alea pe care le da antrenorul Și asta nu se întâmplă doar la noi, se întâmplă la toate echipele, indiferent de nivelul echipei mă rog, Poate la Manchester City, nu poate da. În general, jucătorii nu transpun 100% din ceea ce le spune antrenorul dar eu asta spun, Milanov săracul ei și pe de-o parte nici nu o duce bine fizic, bă, dar e și victimă în poziția aia, în condițiile în care tu îi dai mingea și îl la singur. Adică tu ce zici să treacă de 3-4? Ce să facă? No way. Știi? Exact cum discutam despre Ghezali. Ghezali care în privința uh, asta nu, nu respecta și de asta zic. Bă, din păcate avem jucători care fac foarte puțin din ceea ce trebuie să facă. Da, da și asta? din păcate, Ioan, știi ce se întâmplă? Mă gândeam la bancă, așa, uite, văd un lucru care, pe care eu sincer nu-l înțeleg. Mă uit la, la băiatul ăsta, cum îl cheamă, care vende la voluntari. Băi, frate, tu având vârsta care, care o ai și joacă măura, care e aproape de pensionat, bă, da, tu, văzând că nu mai joci de atâtea etape, tu nu nebunești, tu nu începi la antrenamente să rupi pe păi Costin, nu începi să rupi la antrenamente ca să-ți recapezi locul în echipă, că tu, de fapt, ai venit titular în această echipă. Da, nu știu ce e cu băiatul Tu realizezi ce mentalitate, ce mentalitate și asta e mentalitate de loser, Ioane, din păcate, și e păcat că are niște calități. Deci, băiatul chiar are niște calități. Dar să nu ți dorești tu să te impui, ești tânăr, mă, băiatule, ce faci? Stai pe bară ca să stai să joci în umbra, să nu joci, să stai în umbra lui Moura. Eu aș și De ce nu, nebunii? Se pare că nu are voință. Sorina, dacă nu ai asta voință, Este. Asta da. vreau să zic. Adică nu înțeleg pe mulți dintre cei care stau pe bancă. S-au mulțumit Ioane ce zic. La aia lasă, stăm, ne-am luat salariu, aia -a la vară văd unde o pleca. Păi da. cea mai păguboasă chestie e să nu te lupți pentru postul de titular. Da, da, nu da, înțeleg da. asta. E, e trist, e trist. E... Ce să spun? Um... Bravo Sorin B, ai dreptate, iar onus B dă iar cu bani, să vină manager sportiv. Ha? Cred că e Badea, cred că e Badea sau cine? Da, nu spus. știu, da. Ce caută B ăla și cu ce bandau dau ca să știu. da, în fine. nu cred că era vorba de tine. de tine, nu cred că era vorba de tine. Da, apropo de. Am văzut că îl vreți pe comand la Dinamo, Ia să vedem. Sunt oameni pe aici care vor pe comand la Dinamo. Da? Că nu știu. Am văzut pe aici să vină comand, să vină comand, să vină comand. Să... Am văzut de astea pe aici. Da. Ioane, sunt două fațete ale problemei. Dacă separăm Coman, managerul, de Coman omul, poți să spui, da, un manager, un manager gen Coman, adică ce știe să facă din punct de vedere managerial Coman, cum conduce echipa, și asta ai spune da. Dacă te uiți la caracterul lui Coman, n-ai cum niciodată să-l aduci pe Coman la dinam. Niciodată. Nu, dar m-am -am amuzat puțin. Adică... Am văzut, am văzut asta și chiar vreau să. Dar ce a direor. plecat de la. Am, am citit și eu ce am, ceva, am că de da, la da, că a plecat de la Hermaștat. Păi, e destul deci de miroase bani, ceva cu... o. Miroase păi, nu, ceva? Din câte știu eu despre Coman, ar vrea să ajungă la FRF, din câte știu eu. Știi? Adică, deci Și trebuia să -și plece de acum ca să ajungă la FRS? Dar nu știu care e... Da. Eu a citisem o variantă că s-ar duce la Argeș, că ar vrea la Argeș, dar mă rog. Nu știu da. ce să fac acolo. Nu, eu am auzit, aia sunt zvonuri. Hai să vedem, că până la urmă nu, nu cred că va rămâne mult timp fără, angajament. Ideea e că, din câte înțeleg, cei de la Herma ăștia dau mari, mari probleme financiare. Destul de greu de rezolvat pentru a-și lua licența. Acum nu ne bazăm pe asta, pentru că întotdeauna poate apărea factorul politic care să ajute, dar, într-adevăr, e o problemă acolo. E o problemă destul de mare cu bani. Foarte mare. Altfel, de ce ar fi plecat de la o echipă din Liga I, care și-a atins obiectivul, care e liniștită, care va rămâne dacă nu sunt probleme în Liga I și așa mai departe. Și unde are o viață liniștită. Da? De ce? Bun, spuneți de FCA. Exact, exact, exact. Nu, nu cred în varianta cu FCA, dar o să vedem. Nu, până la urmă vom vedea. Că se spun multe când pleacă un om de Ei, fort, tu știi ma... că Argeșul când se așa acolo zboară banii în toate direcțiile. Când e vorba să și facă, știi, campanie alea, alea. Da. Atunci primăria da. cam aruncă cu bani, că nu aruncă cu banii lor, știi? Aruncă tot cu banii celor de acolo, cu banii noștri care mai vin de pe la guvern, către consiliile da. locale. De asta, eu am înțeles că sunt probleme destul de mari financiare, destul de mari și, mă rog, căutau soluții să le rezolve. Probabil și le vor rezolva, cel puțin cu asta. Vine lupul la noi, nu? Lupul are o problemă se ceartă cu toată lumea. Da? Domnul Lupu are alte probleme de rezolvat care țin de justiție, de procese, de... Păi nu mai le-a rezolvat. Ce să mai vină, Ioane? Iar procese, iar justiție. Păi știu că mai Când are unul. doar un ce proces. a ieșit. Păi da, dar mai are unul, tot cu aceeași... Nu, mai la revedere, gata. Zici? Da, nu știu, la că nu doresc doamna. nimănui să ajungă la pușcărie Sorine. Doamne ferește, până la urmă, na... Da, trebuie să plătească în fața legii pentru ce a făcut, dar nu, nu, doresc nimănui să ajungă. Doamne, ferește, nu, niciun caz. Nu, nu am nicio satisfacție că ajunge cineva la pușcărie. Bun. Sorine, îți mulțumesc mult pentru că ți-ai făcut timp să intri alături de noi. Încă o dată, felicitări. Felicitări celor de la Ialomita, felicitări celor care au înțeles să ajute în momentele astea cu bilete virtuale. Am văzut că a fost o inițiativă a celor din club, cerută de o parte dintre voi. Pentru că foarte mult și mi se pare că și tu ai spus-o că ar fi bine să se pună bilete în vânzare uh, virtuale. Uh, ce să spun? Fiecare aici nu trebuie să vă simțiți obligați. Am văzut o soiul de teorii că în ăștia de la Renovație o Nu, nu e vorba de o lipsă financiară. Au fost suporteri, inclusiv în emisiunile noastre, care, inclusiv Sorin, care la un moment dat au spus, bă, dacă tot clubul iese păgubit pe în perioada asta cu amenzi, cu faptul că nu poate vinde, hai să pună bilete să ajutăm și noi. Fiecare cât. Poate, cum poate, dacă vrea. Dacă vrea. Și nu, n-au cerut donații de la suporte Exact asta explicam domnul CCC acum. Uh, nu este o lipsă financiară. Au fost suporteri care au spus Bă, vrem și noi să ajutăm în perioada asta că uite, considerăm că sunt pierderile foarte mari pentru și doamna Camelia Oraru și au fost mai mulți, nu numai aici. Au trimis mesaje și în club din câte mi s-a uh, spus. Au venit cu această inițiativă. Da? Și unii au percutat, unii nu. E foarte simplu. Nu e nimic obligatoriu. Nu a spus nimeni că moare din amă, că nu sunt bani de salarii, că nu sunt bani de aia. Adică să nu uh, exagerăm. Că presa a interpretat pe motiv de clickbait, asta face presa. Că unora nu le convine și merg pe ideea că ce păcă înseamnă că nu sunt bani, iarăși este opțiunea lor, cum s-a întâmplat uh, da, da, nu te-am acuzat că ai spus altceva, dar tot mai explicam că nu despre asta era vorba Chiar mi-a apărut comentariu când explicam, L am citit comentariul tău, deci tu nu ai spus cum a interpretat presa E problema lor, oameni buni, așa au făcut unii din Amovici, din păcate, în momentul în care noi cerem bani ca să salvăm Dinam Eram acuzat de toate relele din lume niciodată nu va percuta toată lumea, e simplu, Da, e cât se poate de simplu, așa funcționează chestiunile de genul ăsta că o, banii vor ajunge la centru de copii și juniori, mi se pare o destinație super ok. Asta a fost și motivul care m-a convins pe mine. Am zis, bă, dacă banii ajung la copiii ăia, Doamne ajută. Nu se îmbogățesc cu, nici eu nu se răcesc, nici ei nu se îmbogățesc cu cele trei bilete luate de mine. Am văzut că unii ați luat mai mult, fiecare cât a dorit. Da, dar, pe de altă parte, nu este o situație critică, astfel încât clubul Dinamo să depindă de acele bilete, așa cum se întâmpla în trecut. De situațiile sunt cu totul și cu totul diferite. Doar că au fost suporteri care au gândit-o puțin diferit. Da. Pentru copilul din Constanța, nu mai bagi contul, SMS. Cred că da, o să pun mâine postarea că nu mai țin minte numărul pe din afară. Era vorba de SMS, n-am băgat contul, dar e vorba de SMS. Sigur, o să vă aduc E vorba mă我們cru. de, E vorba de Alinut? de Alinut. De da, da SMS. e imediat, o să mă uit acum dacă găsesc contul ăla pe Să văd dacă găsesc postarea pe undeva. Dar din păcate, nu o găsesc la de mână, dar promit că mâine vă spun. Cred că 2. Dar putem da. să o punem pe grup. Putem să o punem pe grup, Ioane. Da, 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 imediat. Da, 8828, op 28. 2-8. 8 28 cu textul alin. Chiar puteți să faceți asta acum. SMS, 8828 28 cu textul, cu textul alin. Pentru voi un SMS, la fel ca ceea ce v-am spus pentru, pentru dinamo. Nu înseamnă nimic. Pentru. Copiii de la. Ca Alin pot, poate face diferența și Alin chiar are nevoie de ajutorul vostru, așa că 8828 cu textul cu încă o dată îți mulțumesc frumos pentru prezența. Și Ioane, și doar un lucru aș vrea să te mai întreb. Rog. Deci, pentru duminică, înscriere pe formularul 3 copii, nu? Da. Și după aia ca la 10 negri mititei? După aia, ca la 10. 10 ne Nu, Sau la casele de bilete, pentru că am văzut că există și posibilitatea la casele de bilete. Exact. Și, copilul, da, și copilul de la Soția însărcinată rămâne valabil, nu? Copilul de la. Da, 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 da. Copilul de la Soția însărcinată rămâne valabil. De la Amanta însărcinată, de la fiecare cum vă descurtați, că sunteți frumoși și deștepți, de aia țineți cu rina. Sunteți frumoși și deștepți. Bun, hai să aveți o seară cât se poate de liniștită, oameni buni. Ne vedem mâine dimineață la matinala de turte. Nicu grameni și va fi un matinal relaxat vă promit că va fi foarte foarte relaxat o seară bună vouă hai dinamo hai dinamo